Acum vom vorbi despre serviciu voluntar pentru situații de urgență. Când am ajuns la primărie, am găsit o mașină de pompieri veche și care deservea serviciu voluntar pentru situații de urgență. Mai avea un aro de peste 20 de ani, vechime, mare consumator de carburant și cu prima ocazie, chiar în decembrie 2017, când am primit o sponsorizare, prima măsură care a fost, am cumpărat o Dacia Duster, care este mult mai economicoasă, doar 5,8 litri de motorină, față de 15 litri de motorină pe care îl consuma Aro, dar nu asta era principala problemă, ci faptul că ar fi trebuit să băgăm aproape 10.000 de euro să reparăm această mașină. Avem un deviz de 38.000 de roni fără TVA, ceea ce nu ne-a dus. Când faci un calcul, nu spui, repar cu 38.000, ai o mașină veche, consumatoare de carburant, de bani publici și am luat decizia și am cumpărat o mașină nouă și astăzi există la dispoziția serviciului voluntar pentru situații de urgență. Mai mult, serviciul este dotat cu toate echipamentele și nevoile pentru a interveni. Pe lângă aparat de respirat în mediu toxic, pe lângă echipamentele de intervenție, pe lângă scule și unelte, generator de energie electrică, avem motopompe, avem toate cele necesare, avem 10 vermorele pentru intervenția la incendiul de pășune, de pădure. Acum s-a aprobat și suntem foarte aproape să achiziționăm și o unitate de stingere de incendii portabilă, mobilă, pe care intenționăm să o punem pe o remorcă și să putem stinge incendiile de pădure mult mai repede. Pentru că, din păcate, încă cetățenii noștri nu înțeleg că trebuie să aibă grijă cu aceste focuri pe care le fac în apropierea miriștilor și a pădurilor și atunci, după cum știți, avem și această problemă de rezolvat. De asemenea, la serviciu voluntar pentru situații de urgență am adus un sistem de supraveghere. Imaginile de pe Valea Stănicului au ca scop și monitorizarea protecției mediului, a salubrizării, cum se aruncă gunoaiele, dar în punctele unde avem supravegherile video, avem camere care se îndreaptă către albia râului sau a pârâului respectiv și de la punctul de dispecerat din primărie vedem nivelul apei și putem, în caz de incendii, să ne dăm seama de locul unde eventual apare o nevoie de intervenție. La serviciu voluntar pentru situații de urgență am achiziționat tot ce este necesar și urmează inclusiv un sistem de încălzire acolo la spațiul respectiv și urmează să îmbunătățim, să modernizăm acest centru de voluntariat pentru situații de urgență. Avem deja peste 18 voluntari, apropo de voluntari, dar centrul va fi modernizat pe un proiect în parteneriat cu Inspectoratul General pentru situații de urgență. Vom avea mașină nouă de pompieri și inclusiv podul de acces către pompieri va fi reparat. În felul acesta vom crește posibilitatea de intervenție și sperăm noi să facem și pe partea de prevenire cât mai multe lucruri. Am instalat câțiva hidranți și am curățat hidranții existenți. Suntem acum într-un proces de marcare a acestor puncte și de îmbunătățire a rețelei de hidranți.